Atenție Constanțeni, începând de astăzi și până pe 21 ianuarie se vor verifica toate sirenele de alarmare publică din Constanța. Inspectorii Biroului Apărare Civilă, Sănătate și Securitate în Muncă și Situații de Urgență din cadrul Primăriei vor să știe ce funcționează și ce nu pentru a remedia eventualele defecțiuni. Semnalele de alarmare sunt de mai multe categorii, spun autoritățile și prin intermediul lor pot fi transmise mesaje vocale care vizează anumite măsuri pentru comunitate. Durata fiecărui semnal de alarmare este de 2 minute pentru toate mijloacele de alarmare, cu excepția sirenelor cu aer comprimat, la care durata este de un minut.